Okay. Ce vedeți aici în spate este un Shinkansen care tocmai pleacă. Eu îl aștept pe următorul la rând, vine peste 8 minute sau ceva de genul. Bun, de ce fac acest video? Foarte scurt, să zicem. Și de ce fac, de ce m-am apucat să fac acest vlog? În principal, unul dintre motive este faptul legat de călătorii. E un hobby de-al meu, a fost foarte intens în urmă cu ceva vreme, în momentul în care nu-mi permiteam și doream enorm, că așa se întâmplă. Vreau să călătoresc peste Dion, cum se poate, mă gândeam că o să merg printr-o firmă, că nu știu ce, tot felul de ipoteze. Cu trecerea anilor, puțin câte puțin mi-am satisfăcut dorința, până am ajuns la un punct în 2012-13, în care momentul în care am căpătat o atât posibilitatea financiară, cât și libertatea de a mă deplasa unde îmi doresc, cumva s-au deschis posibilitatea a nenumărate călătorii care aș fi putut face. Și realitatea e că 2013, cu precădere, mai ales că am avut mult timp liber, am călătorit aproape tot timpul am folosit. N-am fost excepțional în acest trasee sau a le alege cum ar veni la cele mai mici detalii, dar m-am lăsat oarecum în flow și am mers și mi-am dat voie să experimentez și să trăiesc călătoriile pe care le-am făcut de diferite forme. Cumva, odată cu posibilitatea asta satisfăcută și văzând că mi-este relativ ușor să o îndeplinesc, ceva s-a liniștit în mine și mi-am dat seama că, băi, nu mai am de ce, călătoriile în sine nu mai reprezintă o provocare, nu mai e așa o dorință foarte greu de satisfăcut. Știu în momentul de față că pot să călătoresc unde vreau pe pământul ăsta fără niciun stres, da? Asta o pot face și o pot face de câțiva ani încoace. Și am zis ok, ca lucrurile să nu ia nicio turnură de lăcomie, dar nici complet strivit acasă, ca și cum știi, ai posibilitatea, dar de fapt nu vrei să o folosești, să nu rămân undeva între, am zis ok, hai să-mi aleg o, să spunem așa, o experiență gen una pe an, minimă, în care să merg. Și cât de cât, dintr-un anumit punct de vedere, genul acesta de experiență a fost funcțională, dar nu neapărat și foarte inteligentă, pentru că, de pildă, anul trecut, în vară, deși aveam posibilitatea să merg să călătoresc, datorită faptului și am rămas în România și am fost întors pe dos și cu evenimentele neplăcute post-relație și tot ce am mai trăit eu acasă, nu mai intru în detalii, practic n-am călătorit. Atunci am făcut doar o escapadă, am vrut să schimb mediul de București pe care nu mai îl agream deloc, cumva să mă rup de tot trecutul meu și să încerc ceva nou. Și a fost o altfel de explorare în care am ales să trăiesc în Cluj-Napoca pentru o perioadă de câteva luni, tocmai ca să sparg un tipar nesănătos pe care se instalase la mine acasă, într-o comunitate care nu mă ajuta să fiu eu însumi adevărat. Și atunci, cumva anul trecut, e adevărat, am mers într-o escapadă în departe, în Bali și Australia, dar n-am avut călătorii în rest. Simt că nici am mă limitat foarte mult la de genul doar o dată experiență și restul să integrez acasă nu funcționează. Da, e important ca acolo unde sunt să trăiesc total. Asta e important, ca acolo unde sunt ce fac să aibă sens și să fie cu scop. Dar călătoriile, cumva, nemai fiind o obligativitate, în momentul de față pentru mine,
trebuie să aibă un scop foarte precis în materie de a obține o deschidere, de a avea o semnificație. Și asta fac și încerc ca fiecare călătorie care să aducă un plus în viață. Mulțumesc!